Și noi suntem în timpul. Asta nu e o sală pentru o dezbatere, dacă vrea să vină. Asta este o sală pentru întâlnirea autorității într-un cei care stă. Cei de la primărie știu? Eu ceea ce vă spun este faptul că s-a încălcat legea 6 pe 2000, convenția Arhus, în care spune foarte clar că autoritățile erau obligate să ia toate măsurile să asigură participare cât mai largă. În această încăpere nu încap decât câteva persoane, 15-20 de persoane, maxim. Afară sunt peste 150 de persoane. Și nu informați pe cei de vot? Păi, aici? Nu, noi trebuie aici? Să informăm pe cei de afară, noi trebuie autoritățile să informeze. Întreb și eu, este cineva de la Agenția de Mediu prezent aici? Încă n-a venit. Încă nu a venit. Trebuie să vină doamna Matescu. Da, chiar cea de la mea de facultate. Vreau să vă știu. Și dumneavoastră reprezentați pe ea? Eu sunt Asociația Civică pentru Viață. Și dumneavoastră ați invitat oamenii la protest? Nu, i-a invitat noi cetățenii din... Nu protest, nu e protest. E impropriu spus. E impropriu spus. Nu te neacruați. Nu e protest, nu e protest. Cine v-a dat chestia asta protest? De pe Facebook, domnul. A luat-o pe Facebook, asta e treaba dumneavoastră. Noi suntem cetățenii comunei poate. Păi nu semnează că n-am dat nimeni pe Facebook. Noi suntem cetățenii comunei poate. De viitorul tău și al copilului. Exact. Exact. Și de unde denotă aici că e meeting? E dezbatere publică. Avem noțiunea? Aveți noțiunea dezbatere publice, domnul? Haideți să facem dezbatere publică. Nu se face ce să... Cu respect, o să schimbăm. Bine venit, ne bucurăm. Ajutați-ne dumneavoastră să facem dezbatere. Sigur că noi nu facem protest. Media, mass media să aibă un cuvânt de spus. Cu tot respectul. Și noi și mass media și cuvântul dumneavoastră, cuvântul nostru, cuvântul cetățenilor. Și atunci să vedem dacă ne convin că este de cetățenii de acord cu acest clarier. Noi suntem de acord. Și ceva, cuvântul nostru nu contează. Ba contează. Noi, cuvântul cetățenilor contează. Arătăm ce știți dumneavoastră. Da, și știu ce e de la clarier, iar cuvântul cetățenilor contează. Deci noi suntem cetățenii comunei Podari și noi contăm. Domnul are dreptate pentru că legea spune să se țină cont de consultarea publică. Corect. Și de opiniile publicului atunci când se ia decizia cu privire la raportul de evaluare a impactului asupra mediului. Deci nu luăm decizii pentru că nu este ceea ce sigur spun oamenii și de aceea este important să vă asigură legea. Să ilustrăm ce se întâmplă. Să vă spun pentru că eu cunosc foarte bine subiectul. Legea 86 pe 2000, care înseamnă Convenția Arhus, ratificată și de România, spune foarte clar că autoritățile, repet prima parte și vă spun ce urmează. Deci autoritățile sunt obligate să ia toate măsurile, să asigură o participare cât mai largă a publicului posibil afectat de obiectivul economic respectiv. Mai mult decât atât, spune că publicul are dreptul să fie consultat și să participe la luarea de decizie. Public înseamnă public și cât mai numeros. Acești oameni aici sunt peste 600.000 de cetățeni numai la public. Centrala aceasta tehnică, eu am citit, să știți, cele 400 de pagini și colegii care au venit aici, va afecta și Craiova. Deci se explică de ce oamenii au putut să participe pentru că le pasă de prezența e numeroasă. Și de viața lor. Și atunci este, în felul acesta am dovedit că există simț civic, pentru că nouă ni se spune că cetățenii nu vor să participe. Atunci când cetățenii sunt informați, participă. Nu că la dezbaterea din 5 noiembrie, la care a fost singurul cetățean și din Craiova și din Podar. Nu știa nimeni pentru că nu s-a anunțat. S-a anunțat. Deci reprezentați o anume asociație? Asociația Civică pentru Viață. Și v-am spus expertiza, lucrez la Universitatea din Craiova, la Departamentul de Chimie, secția de biochimie tehnologică, sunt expert. Atunci ați putea să-mi spuneți dacă e adevărat ce scrie prin... Păi eu nu știu ce să vă spun. Păi stai spune, dezbaterea n-am ce să spun. Păi fii, să vă spun ceva. De ce spuneți că nu s-a anunțat, că au fost publicate pe acela, stai și la acela dezbatere publică, la clariat. Păi doamna, prima dată, da, prima dată n-au fost prezici, nu știu ce comune e Podari. Partea a doua, e partea a doua, nu v-ați făcut datoria. Dar oamenii sunt informați de afară? Credeți că sunt informați? Că nu prea știau de ce vorbim aici. Păi nu, unii nu știau, dar majoritatea știau. Unii chiar nu știau. Deci am venit eu. Eu am venit pentru că am primit un anunț de la Agenția de Mediu, prin care mi s-a spus că astăzi, la sediul primăriei Podari, va avea loc o dezbatere publică pe subiectul centralei termice care va deservi fabrica de la Podari. Și pentru asta am venit aici. Sigur că da, am mai consultat și eu și pe alți specialiști care n-au putut să vină, dar am punctul lor de vedere. Și asta este. Deci în momentul ăsta nu e niciun de regulă, nu? Păi este
este în regulă pentru că acest spațiu nu este asigurat. E impropriu. Deci să vă spun ceva referitor la, pentru că m-am ocupat și de problema aceasta cu centrala nucleară, noi am organizat societatea civilă, nu agenția de mediu, o dezbatere publică, aceasta știți unde a avut loc, la aula universității, noi ne-am ocupat, acolo încap 300 de persoane, ceea ce a fost dezbatere publică. La sediul acesta nu poate să fie o dezbatere publică, dacă numărăm sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 locuri maxim. Ceilalți unde încap? Publică înseamnă ca specialiste, spuneți-mi, e adevărat că această fabrică deci, este un prototip? Da, este un prototip. Și este singura fabrică? Fabrica de bioetanol pe care vor să o fac aici. I-am întrebat de ce nu fac în Germania, adică locul unde au făcut cercetarea pentru acest prototip. Mi-au spus textual că Germania nu are bani. A spus și la am înțeles de aici că n-au vrut să le dea acord, în mediu. Păi nu e adevărat. Corect, domnule. Promovat, haideți să fim obiectivi. Acest lucru l-am spus inclusiv la Universitatea din Craiova, unde am avut o discuție cu ei. Le-am spus textual că au venit cu o prezentare de marketing și că mă așteptam, având în vedere că suntem suflul la Universității din Craiova, să vină cu o prezentare profesionistă. Au spus că este numai începutul. Și am spus începutul trebuia înainte de a se bate țărușul. De ce credeți că a ales Podarul? Pentru că este o zonă probabil destul de săracă, trebuie să spunem acest lucru, și pentru că infrastructura îi favorizează în primul rând pe ei. Adică există linia ferată, există resursa de apă jiu în care poți să arunce noxele, și cam aceasta este. Întrebarea s-ar pune invers. De ce nu există și poele? Cel mai important aspect a fost de ce nu s-a ales materia primă, vă spunem. Haideți să vă rog să întrebăm pe cei de la Clarian de ce nu s-a aprobat Ișanița. De ce nu au luat aviz pentru Ișanița? Că vechea platformă a combinat deci cu Ișanița. De avea mai multe facilități. Da? Și am consultat foarte multă documentație, vă pot arăta chiar cărțile. Am aflat motivul pentru care Germania nu acceptă acest proiect. Nu numai că Germania nu are paie, are foarte multe paie, numai că fermierii germani sunt subvenționați ca să înglobeze paiele în sol, pentru că paiele acestea contribuie la creșterea carbonului organic, adică humus. Humusul, dacă lipsește din sol, și din păcate solul din sudul României este un sol nisipos, dacă humusul nu este suficient, nici dacă se adaugă fertilizatori, adică îngrășăminte chimice, nisipul permite levigarea foarte ușor și poate să ajungă inclusiv în vânzare de apă fiată. Eu am un document, un articol științific, făcut la nivelul Uniunii Europene. Sunt analizate solurile la fiecare țară din Uniunea Europeană și vreau să vă spun că România chiar stă foarte prost comparativ cu Germania, deci Germania chiar are paie foarte multe, numai că Germania le înglobează în sol ca să asigure fertilizatorul natural, pe când la Podari, cetățeanul neinformat, pentru că nu este informat, să ei colecteze paiele. Înțeles că și alte țări au refuzat. De exemplu, din câte avem informațiile, acest proiect a fost inițial, s-au dorit să se implementeze la Timișoara. Și Timișoara, primarul a refuzat, a spus că el nu permite un astfel de proiect pe Ioan. Sunt și avantaje? Avantaje nu. Și am să vă spun de ce. În primul rând, și chiar am recomandat, dacă îmi permiteți, nu o să vă arăt ceea ce v-am spus. Dar putem să discutăm pe acest subiect mai mult. Deci acestea sunt cărțile, studiul pe care l-am făcut. Aici este România, se vede că este pe roșu la conținutul de paie, chiar se referă acolo la paie. Aici este ceea ce se arată. Aici undeva, vedeți cu albastru, este Germania. Aici undeva este România. Deci cine are mai multe paie? Eu cred că Germania, da? Mai multe decât România. Însă, într-adevăr, în Germania, plus, am spus, admiteți că acesta este un motiv, Germania nu are paie, nu. Acum nu e vorba de paiele din România toată și de... Este vorba de zona noastră de sud. Zona dumneavoastră, pentru că este vorba de eficiența procesului și procesul, ca să fie eficient, ei nu pot să aducă paiele de la mii de kilometri, știți, trebuie să fie din zonă. Acum am consultat cu specialiști în domeniul agronomiei, știți ce au spus? Au spus faptul că ei folosesc numai paie, pentru că se specifică în descrierea de proiect. Acest lucru nu va permite culturile alternative. Dacă se cultivă numai păioase, pentru că prima clarea în care nevoie numai păioase... Așa ceva nu se poate. Nu se poate. Nu. E rotația culturii. Deci, descrierea de proiect
a firmei Clarian Products spune foarte clar că materia primă o constituie paiele. Dar la noi rotația culturilor nu perfect. Se poate... Sunteți specialiști în domeniul domnului. Este genul. Nu, v-am văzut vor avea nevoie de cantitate și inițiale de paie. Eu vă spun că... Dar până ajungem la domnul... Nu, și despre această centrală care aparține Clariantului. Același corcent care aparține Clariantului. Nu au treabă, au trecut în fața asta și se poate face dezbatere. Nu au trecut de faza dezbaterii, că noi am putut... Păi asta poate să dezbateți, dar dezbateți cu ei, Clariantul, așa... Nu și cu dumneavoastră, pentru că este centrala Clariantului. Nu ce vii despre GDEC atunci? Mult mai periculos. Nu ce vorbim despre GDEC? Păi până acum nu ai de Clariantul. Nu vorbim despre GDEC, stați liniștit. E mult mai periculoasă centrala decât în spate. Păi pe, foarte periculoasă. Chiar dumneavoastră în studiu, chiar în studiu. Chiar dumneavoastră, în ceea ce au depus la medii, chiar dumneavoastră, produce explozii, se vor produce. Aș vrea să așteptăm Agenția de Mediu, pentru că Agenția de Mediu este instituția abilitată, da, să conducă această dezbatere. Până la mine, Agenția de Mediu este doar campană. Nu discuție. Nu vă jimniți, dar până nu vine agenția. Am înțeles, dar aștepta să vină instituția. Trebuie să facem o dezbatere publică, că e la cort Agenția de Mediu. Asta e. Agenția de Mediu trebuia să fie aici, mai înainte de ora 14. Am înțeles. Și eu dacă să se pronunțe înainte de a face dezbatere. De ce ați făcut construcția? De ce ați început construcția, domnul? Este o procedură. Este, da. Ați început construcția înainte de a avea avizul agenției de mediu. Ați început construcția înainte de a avea avizul agenției de mediu. Și mai sunt 10 locuri aici. Care este dezbaterea publică? Dezbaterea publică conform legislației poate avea loc la Agenția de Mediu. Da. Pe amplasament, dar pe amplasament nu avem o sală, sau la sediul primăriei. Nu este adevărat. Nu e adevărat, nu era sediul primăriei. Nu stă pe nici. Și suntem juriști, nu stă pe nici. Consulțarea publică, știți? Știți cum se numește legea în baza care facem procedura? Legea 292. Legea 86 de care faceți... Păi nici dumneavoastră nu m-ați lăsat. Păi nu, eu v-am întrebat și lăsați-mă să-mi duc întrebarea la sfârșit. Sunteți jurist? Vă întreb textual, cunoașteți conținutul legii 86/2000? Spuneți-mi, care? Bineînțeles care că este? Știu despre ce vorba, a spus-o ca și primul punct. Tocmai de aia suntem aici, pentru a avea o dezbatere, da? Da, păi... Dar trebuie să respectăm procedura care autorizează, care autorizează. Dar chemați în capul tău, chemați în capul tău, Nu pot să cred. Aici afară sunt foarte mulți. Foarte mulți oameni aici. Ce stau acolo să discute? Să iese afară să vorbim toți. Băi, ce stai? Pardon. Nu ai trimis signal. Pardon. Nu poate să poată mergi la cultura, să te vadă oameni. Ești o oră foarte
Inițiativa lor. Mediul n-a venit până la ora asta. Deci mediul n-a venit Nici până la această oră agenția de mediu nu a ajuns, din păcate, chiar dacă știa de această întâlnire cu localnicii din Podari. Dar de ce nu iasă afară să discute? De ce ne păzești ușa? De ce nu iasă afară să discute? Nu filmează TV. De ce nu filmează TV Podare să vadă toți cetățenii ce se întâmplă? A, nu mai filmați decât ce vă interesează. Ia filmați-vă că tot ce vă interesează. Care fi crema? Care? Arată-mi eu crema. Am venit foarte. Ce se întâmplă? Nu mai lasă afară. Nu înțeleg. Au venit cineva de la agenția de mediu. Este 14 și 10 minute. Și oamenii așteaptă afară. Este incredibil. Agenția de mediu încă nu a ajuns, este incredibil. Sunt destul de mulți oameni afară, aproximativ 200, cred. Thank you.
Încă nu a ajuns mediul. Mediul încă nu a ajuns, din păcate. Dacă vă vine să credeți că oamenii stau afară, iar cei de la mediul nu au ajuns încă. Noi vă mulțumim că sunteți alături de noi, dar este inadmisibilă. Cei de la mediu încă nu au ajuns. Suntem la primăria Podari, ea se discută intens despre fabrica Clariant. Deci, uitați cum stau oamenii afară, sunt foarte mulți oameni care stau afară și reprezentanții mediului nu au ajuns încă. Trebuia să fie de aproximativ 11 minute aici, pentru că era totul știut. Suntem curioși când vor veni oameni, domnii de la mediu. Aproximativ 200 de persoane stau în soare așteptând pe cei de la mediu. Revenim în câteva minute, rămâneți alături de noi. Este incredibil ce se întâmplă acum. Agenția de mediu trebuia să ajungă de aproximativ 12 minute, trebuia să fie prezentă când trebuia să înceapă dezbaterea, dar încă nu au ajuns. Poate ne explică și nouă cineva ce se întâmplă. Sunt aproximativ 200 de persoane aici la Podari. Revenim în cel mai scurt timp. Rămâneți alături de Jurnal de Craiova. Nu interesează pe ei de oamenii noștri. Vă interesează de banii lor. Ei sunt poliția care fug după voci să împartă banii cu ei. Așa. Nici de cum să apere cetățeanul român. Da, uite, plânge copilul meu, uite, plânge. Filmați, doamne, că plânge. De asta face poliția română. Filmați, doamne, că de-aia ei bani. Așa e, mă. Să știi ăla care a făcut comandă, da, să-mi dea lui amendă. O să fac și eu comandă, să-i dea și lui amendă, că sunt, există și în alte parte locuri. A fost parte toți la treaba asta, da? Și poliția de aici, 300 de mașini. A fost singur amendat, singurul. De aceea de acolo, unul dintre ei, care spune cineva, am văzut eu. Da. Ia uitați, el este persoana care spune că are dreptul să-mi dea amendă fără să mă vadă la volanul mașinii. Dumnealui este ofițerul de poliție. Vă rog frumos să nu mă atingeți, vă rog mine. E opinia publică, dar nu sunt 2000 persoane. Am dreptul să vă treabă. El este persoana în cauză, da, el. Dați-vă bine la el! Toate camerele spre el, că el este infractorul cu ceva. Da, el fuge, păi nu să stea în direcția noastră.
Uite. Un cetățean prezent aici la această dezbatere a primit amendă. A fost revoltat că a primit, a fost singurul dintre cei prezenți aici care a primit amendă. Numărul celor care au ajuns aici e în creștere. Ajuns cei de la mediu, suntem aici la primăria Podari. Se discută despre Clariant. Suntem în Podari. Domnul Avram! Nu ți-ai să treceți întrebările care mai pune numai din plumb. Păi nu, poate mai pune ceva întrebare. Într-un moment în altul va începe și dezbaterea care... Da, și nu voie. Deci sunt mai de la mediu, de la Clarina. Ah, uite aici, aici. Un microfon, ceva. Să mai departe. Stai ce spune că ai dreptate, stai să stai mai departe. Dă-mi e voie să mă duc în
Hai. Dă-i măcar dreptate, stăm mai în spate, așa. Dar trebuie să punem pe ei la soare, să nu e la umbră. Păi asta e problema, că noi cum facem cu coanele? Am fi la judecata de-apoi. La noi în comun. Unde? Au adus? Acolo e corect, nu ca aici. Revenim în câteva minute. Revenim în câteva minute pe live când va începe dezbaterea de aici, de la Podari. În paralel cu prezentarea, se pot înscrie întrebările pe hârtie, deci nu date de pe buletin CNP și alte date, da? Când se va ajunge la întrebare, întrebarea se citește încă o dată în prezența noastră și responsabilul sau titularul CSEC va răspunde în cazul în care vreți mai multe detalii, detalii tehnice mă refer, răspunsul va fi dat și înscris. Deci rugămintea mea este, dacă aveți alte propuneri, să-mi spuneți și discutăm cum considerați. Deci ne adaptăm, să zicem, din mers. Da? Deci dacă îmi dați voie, deci alături de mine, o să dau să se prezinte fiecare, în așa fel încât să știți din start cu cine discutați. Este bine? Da? Ok. Da? Deci nu încep. Mai aproape de gură. Deci în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului, compartimentul deșeului nu sunt chimice periculoase. Masilu Dana, serviciu atinse acorduri autorizări. Cine mai trebuie să se prezinte? Doamna profesor. Numai două secunde să prezinte doamna profesor. Păi autoritățile nu vrea să-ți prezinte. Păi nu vedeți să cine mai trebuie să gură. Sunt de acord imediat, vă prezint, nu vreți să vedeți cine de la GT. Microfonul funcționează, doamna director. Funcționează microfonul? Nu, că le-a sunt. Dar microfonul funcționează sau nu funcționează? Sunt de televizor, nu. Nu, microfonul funcționează. Face fintă că nu-i funcționează. Bună ziua! Sunt expert arme chimice Națiunile Unite și lucrez la Facultatea de Chimie. Sunt chiar colegă cu doamna Matescu, care este de la Agenția de Mediu. Vreau să precizez din stare. Vorbiți, doamnă, mai tare. Deci vorbesc. Lasă-mi un alt lucru. Aștia-s condițiile de creare. Hai să mergem. Vreau să precizez din stare. Condiții, doamna, de la Agenția de Mediu. Aduceți sale să aducem populație. Avem 7000 de locuri. Aceasta este o dovadă foarte clară că faptul că mi-a spus să vorbesc mai tare este o dovadă foarte clară că aici, în acest loc, nu poate să aibă loc o dezbatere publică pentru un proiect care riscă să vă amenințe viața dumneavoastră la Podari și nouă Craiova. Nu Clarian! Este o bătaie de joc ceea ce s-a făcut astăzi. Doamnă, câtă șpagă a luat vorbește așa? Am fost anunțat să venim la ora 14. Dezbaterea publică înseamnă public. Centrala aceasta va afecta și populația Craiovei. Eu am citit acest proiect care are 400 de pagini. A fost informată? Primăria Podari să rămână aici, domnul administrator, n-ai voie să faci politică acum. Ești administrator, n-ai voie să faci politică. Domnul administrator public, n-ai voie să faci politică. Băi, ce înseamnă asta? Ești administrator public, n-ai voie să faci politică, domnul administrator. Domnul administrator public, n-ai voie să faci politică, domnule. Domnul Aurel,
Să mergem adesea, administrator public, n-ai băie să politică, lasă oamenii în pace. Vă rugăm frumos, fraților, băi noi ne-am lasă oamenii să stângă în vreme. De stânga și de dreapta. Terminați-vă, că nu suntem golani. Noi nu suntem la 10 august să strângăm muie PSD. Corect. Haideți să vedem care cum ce facem aici. Dar stai l-am strâns aici. Corect. Să murim sau să nu murim. Asta e toată treaba. Cine trebuie să prezinte proiectul? Doamna, nu. Nu se poate. Dar puneți, doamnă, întrebarea asta. Zisărăți prima dată la răspuns. Că vreți un răspuns. Deci, domnule, puneți întrebarea, vrei sau nu? Doamna Bateescu, doamna Bateescu, întrebarea. Puneți întrebarea dacă vrem sau nu vrem. Domnul, să fie fabricat. Asta e întrebarea. Deci, vă rugăm, puțină liniște, fraților, puțină liniște, da? Puneți întrebarea dacă vrem sau nu vrem. Asta corect, e. Corect, corect. Asta e corect. Pentru câți valeri care sunt în vigoare, păi și nu trebuie să-l organizeze primăria Podari, cine s-o organizează? Noi! Cine trebuie să organizeze? Primăria e de partea lor. Dar trebuie să ne promit ceva. Această fabrică nu se va face. Nici nu se face. Orice ați face dumneavoastră. Nu se poate face lucrul ăsta. Nu sunt trebuie. Descongestionăm traficul. La noi, dacă vor crea această fabrică, va fi un trafic foarte intens. Grav, și așa facem 2 ore până la Craiova. Dacă dumneavoastră doriți să muriți acum, să ne spună și nouă cu ce transportă aceste paie. Să ne spună unde le trag, unde le depozitează. Cu avionul, cu avionul! Unde ne bagă acum! Mai degrabă procesul de fermentare a lor, de a face, de a crea... Chiar când am văzut în articul pe care l-am depus la mediu și documentație, scriu clar că vor fi explozii de care nu răspund. Pentru că răspund cei care lucrează acolo. Câte locuri de muncă vor crea? Nu ne interesează niciun! Nu ne interesează locurile de muncă, ne interesează sănătatea! De ce n-au creat în Germania? De ce n-au creat în Austria? De ce n-au creat alte locuri de muncă?
De ce la Timișoara au refuzat? De ce au găsit? Noi știm cum au venit la potare. Și știe toată lumea cum au venit. Nu se mai poate, domnule, dacă stăm cu mâna astfel... Întrebați și cum vă scumpărați. Dacă nu ne informați, la fapt, nu ne informați. Nu ne informați, oamenii. Agenția de pentru că... Iată ce! Tata! Tata! Haide! Să veri să întreb. Rugămintea mea este, Dar bine organizată. Doamna de la mediu. Dacă nu aveți eu, închirie preoscală unde să stăm. Răspundeți-ne dumneavoastră. La umbră, soare, unde facem? De ce au construit dacă nu aveți? Uite că Dumnezeu ne iubește să avem umbră, ca să vezi. De sus avem mai multe informații decât de jos. N-avem un ecran, n-avem nimic, dar facem ceva. Nici microfon să vorbim la aveți. Doamne, puterea au 1% din totul. Ne oborâți în gol, copii, totul. 8% puterea din totul. E normal că de-a. Ce faci? Nu este că nu vrem, asta este. Banii republice, banii republice. Dacă pornește, se va opri repede. Du-te cu mașina ta atunci și rezolvăm. Organizați una pe care se merite. Da, da. Alta la polivalente ori pe stadion. Da, da. Dacă stres la primărie, unde vreți, acolo merge. Da. Peste tot. Îți trimite pe alu unul din ei și îi sună acum, da? Da, cred că trebuie schimbat. Oricum, unul la patru aici acum așa. Da, 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 da. Cine este doamna organizator aici? Hai că... Cine este organizatorul? Mediu. Hai că... Și unde te rea ai doamna? Dumnealui așa organizează. Adică investește milioane și nu are condiții să facă o ședință? Ce vrei să totul este o mascaradă? Oxidul de carbon se captează sau se arată? Păi, vin cu milioane! Cine este reprezentantul de la fabrică? Nu mă supăr! Domnul cu telefon, domnul cu microfonul, domnul, o întrebare pentru dânsul, vă rog frumos. Dumneavoastră investiți milioane aici, da? Nu aveți chiar 10.000 de euro, 5.000 să faceți aici, să luați o sală ca să puteți să vă o ședință normală ca oamenii? Avem stadion în Craiova! Avem polivalent! Cine a fost ca legislat? Păi dumneavoastră, cine a fost legătura în satul Podari? Și unde e primăria de aici? Domnule, agenția de mediu! Ce mai căutat aici? Dacă primăria nu e aici? Nu înțeleg! Ce mai căutat aici? Dacă primăria nu e aici? Nu înțeleg! Nu se face pe această fabrică! Eu am interesul să fie! Nu e orașul! Aici e România! Aici e România!
rând, singur să vinde. Dați seama la spălător. Nu vreți să ne oprești! Ați văzut, domnilor! Ați văzut de întrebări! Nu are condiții! Dar să vedeți, ai văzut? Nu are condiții! Ți-a oferit mânta condiții! Și vă oprește de aici, tot timpul acesta! Curăciune de tărțe și moartea vorbește aici! Domnilor, un doctor, un doctor care e aici, un doctor, e cineva aici care e rău! E mai important decât felul de balăm ureche, pardon! Până la salvare! Construiți în altă parte, construiți în câmp, unde vreți. Acest dioxid de carbon nu se poate cata, ca spus că l-am găsit în aer, îl dau la plantele. Nu uitați la mine, cum v-ați prea spus. Deci GTEC-ul nu are treabă cu... Noi n-ați înțeles de ce este vorba. Despre GTEC, centrală de cogenerare. Este un subproduct al clarion. Nu este vorba de dumneavoastră și de etanol. Faceți aici. De partea de etanol. Cine s-a ocupat de partea de etanol? Au avut dezbatere publică cei de la clarion. Când au avut, n-ați anunțat pe nimeni. Nu noi am anunțat. Bun, vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți coordonatorul de aici. Acest dioxid de carbon sunt 60.000 de tone de dioxid de carbon. Sunt 60.000 și spuneți, da. Nu știu nimic ce să vorbim. Eu spun eu că sunt Asta înseamnă unitate, fraților! Înțelegeți? Asta înseamnă România!
Să știe ce poate să facă cu copiii lui. Mai ai de trai aici sau plecăm? Luăm bagajul și plecăm, că asta e. Asta vor! Păi n-are ce să facem, frate, ori război, ori plecăm. Iar dacă facem război, ia uite aici. Dacă e război, ia uite aici, vedeți? Soldatii ca să ne aresteze. Doamna Mateescu, m-a amenințat cu instanța. De să știe toată lumea, doamna Mateescu m-a amenințat că mă cheamă în justiție. Pentru ce? Este cu noi? Este mediatorul nostru? Este pentru oameni? Sau este cu firma Clarion? Dumnealor trăiesc și sunt plătiți din banii noștri. Rușine! Primăria! Au fost singura plânțeană de aici, care astăzi a primit care întrebare. Ce este neregulă? Oamenii de ce? Ce este totuși neregulă? Oamenii de ce nu sunt acolo? Ce anume? Ce este neregulă? Oamenii de ce nu sunt acolo? Cum să vă răspund dacă oamenii n-au avut răbdare să afle? Cum? Noastră vă asumați un răspuns și noi avem documente de la Clarian. Am și o întrebare. Noi vorbim de GT, noastră vorbim de Clarian. Când o să avem un minister comun, noi avem un minister comun. Dar ia de la stade și autorizație? Și celor pe etanolul le-am dat deja autorizație? Nu, eu pentru aia vreau să întreb. Dacă dioxidul de carbon, cele 60.000 de tone care scrie în curețul ăla, se duc în aer, de ce nu le captează? Obligația noastră este să verificăm dacă respectă legislația, evident că da. Da? Și de ce nu captează, doamne? Și ce scrie în directiva europeană, ce se face? Plantele, până în acest moment respectă, până în acest moment se respectă. Nu, să spun adevărul, stimată doamnă, stimată doamnă. Da, bătaie de joc, exact. Să spun mai multe, doamna directoare, să spun mai multe. Să spun mai multe. Ne pare foarte rău, eu vreau să fiu științat, informat, până în acest moment. Și mie să o vă rog, directoare. Se pare lua dezbaterea publică la o dată și la o dată. Să fie create locuri pentru că mi se pare normal. Bravo, felicitări! Suntem mulțumiți de dumneavoastră. Să știți că sănătatea noastră e mai importantă decât faptul. Rămâne de văzut! Rămâne de văzut! Rămâne de văzut! Nu mai luăm rămân, tu fiți concis. Funcție. Sunt Luminița Simoiu, lucrez la Universitatea din Craiova, la secția de chimie, la departamentul de chimie, expert al Chimice Națiunilor Unite, președinte Asociației Cimice pentru Viață. De să anul lasă, da? Trebuie să se anuleze pentru da. Dezbaterea s-a încheiat cu o amânare, va avea loc altă dezbatere, va avea loc altă dezbatere imediat, două secunde, te rog.
Vom reveni cu alte reacții de aici, toate cele bune.